Dragii noștri, vă spun și de data aceasta un călduros bun venit la ora de studiu biblic. Studierea Scripturii înseamnă mai mult decât a citi Biblia la rând. Există riscul ca să citești și să nu înțelegi nimic, sau să citești și să înțelegi cu totul altceva decât a fost mesajul Bibliei pentru tine. De aceea, ca să înțelegi ce a vrut Dumnezeu să-ți transmită, este nevoie de o interpretare corectă a textului. Asta înseamnă că ce am citit și dorim ca să interpretăm, trebuie să confruntăm cu alte texte sau alte pasaje ale Bibliei care aduc o lumină și o claritate mai mare a textului de bază. În ciuda eforturilor noastre de a înțelege Scriptura, putem ca să ne rătăcim dacă Duhul lui Dumnezeu nu ne va conduce în tot adevărul așa cum a fost promis în Ioan 16:13. Așadar, Biblia trebuie studiată de fiecare dată cu mintea deschisă, cu o inimă sinceră și dispusă ca să primească mesajul și, bineînțeles, trebuie studiată cu rugăciune, ca Duhul Sfânt să ne călăuzească, să putem să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi. Vă invit ca să rămâneți împreună cu noi la dezbaterea acestui studiu, care sigur este un studiu foarte profund și foarte important pentru noi. Astăzi am invitat în emisiune pe Lavinia Prăjină și Ionuț Dudaș. Vă spun bun venit! Mulțumim pentru invitație! Bine v-am regăsit! Dragii mei, nimeni nu se apropie de Scriptură, având mintea complet eliberată de, de anumite idei. Fiecare are un trecut propriu, are o experiență personală care și-a lăsat cumva amprenta în procesul acesta al interpretării Scripturii. Numai Duhul Sfânt ne poate ajuta ca să înțelegem pe deplin mesajul pe care Dumnezeu vrea să ni-l transmită. Altfel, așa cum spuneam, ne puteam rătăci cu Biblia în mână și să avem o experiență similară cu a ucenicilor care nu au înțeles adevăratul sens al cuvântului Mântuitorului. Chiar mă întreb, studiind Scriptura cu sinceritate și dorind ca să aflu ce a vrut Dumnezeu de la mine, este posibil ca și noi, cei care credem că suntem oameni ai Bibliei, să nu înțelegem adevăratul sens al cuvântului lui Dumnezeu? Astăzi, când suntem în această epocă atât de dezvoltată, când avem atâta informație, avem acces la atâta informație, este oare posibil ca să nu înțelegem pe deplin ce scrie Biblia sau care este mesajul Bibliei pentru noi? Eu cred că este posibil să fim împiedicați de anumite factori ca să nu înțelegem, să nu ajungem la o înțelegere clară și corectă a Scripturii. Și textul din Luca 24 cu 36 și 45 ne face conștienți că chiar și ucenicilor li s-a întâmplat ca la un moment dat să fie împiedicați să înțeleagă, să vadă clar o anumită împlinire a cuvintelor lui Iisus, o anumită împlinire a profețiilor din Vechiul Testament. Cred că tuturor ni se întâmplă în anumite momente, aici, în cazul lor, s-a întâmplat din cauza, cred, citind textele, din cauza șocului, era întâlnirea după ce Iisus a înviat și li s-a arătat și vrea să li se facă cunoscut și să spună eu sunt, de ce nu mă recunoașteți, era în stare de șoc. Ar putea foarte mulți factori să fie. Depinde cu ce inimă ne îndreptăm către să aflăm răspunsurile, da? Putem să ne îndreptăm cu gândul de a găsi ceva care să ne dovedească părerile noastre personale, putem să ne îndreptăm cu critică, putem să ne îndreptăm cu anumită frică, putem să ne, să ne îndreptăm către Biblie și în stare de șoc, cum am văzut. Dar niciodată să fim conștienți că în toate relații noastre interumane, întotdeauna în ceea ce discutăm și aducem într-o relație, aducem o parte din trăirile noastre, din prejudecățile noastre, din stările noastre interioare. Cu atât mai mult, cu cât nu îți poți aduce sau să iei lucrurile atât de personal într-o discuție, într-o relație, ca de la om la om, nu poți să aduci sau să te simți atât de provocat de o discuție,
să lași cumva, să renunți la ceea ce ai crezut până atunci, să dai loc liber celui care îți vorbește, să-l înțelegi în mod clar ce a vrut să spună, nu doar să filtrezi tu prin prisma prejudecăților tale, cu atât mai mult ar trebui să ne apropiem de Biblie așa, dezbrăcați de preconcepții, de prejudecăți, de altfel de trăiri, de altfel de opinii care ni s-au spus mai devreme sau mai târziu, fie că am făcut contact cu Scriptura de la o vârstă mică, da, și poate am fost familiarizați, dar sunt oameni care poate la o vârstă mai adultă sau mult mai târziu în viață au avut contact cu Biblia. Cum să te apropii de Biblie? Nu poți oricum și este bine de știut, chiar nu poți să o deschizi oricum ar fi. Trebuie să-ți dai timp, trebuie să te dezbraci de ceea ce știi și să aștepți și să crezi că acolo este ceva special pentru tine. Tu ai menționat lucrul acesta și este foarte adevărat și este ideal, dar gândește-te că sunt anumite lucruri, niște trăiri în viața ta care te-au marcat și care la un moment dat ți-au schimbat cumva viața. Și aceste trăiri, tu le aduci cu tine și în timp ce studiezi Biblia și într-adevăr vezi unele lucruri prin ceea ce tu ai trăit. Îmi aduc aminte de o experiență a unui condamnat care a citit Biblia, întâi a respins-o și după aceea a acceptat-o și când a deschis așa la întâmplare și a văzut acolo că scria că Iisus a spus ucenicilor, du-te și adu-mi măgărușul. Asta e interesant, trebuie să citesc, pentru că se pare că și el a fost un hoț, ca și mine, că să iei măgărușul după stradă și să-l aduci. Și după aceea a deschis mai departe și a citit despre când m-a schimbat apa în vin. Și lui a plăcut vinul ca și mine. Și așa a început el din anumite aspecte, bine, asta este doar, și este adevărată, nu este imaginară povestirea, așa a început studiul Bibliei. În momentul acela el s-a văzut cum este el, a venit în studiu cu toată povara lui, însă Biblia în final i-a schimbat cumva imaginea despre Dumnezeul acesta care într-adevăr lucrează și s-a apropiat de Dumnezeu. Ce anume, care sunt aceste lucruri care ne împiedică, așa să concretizăm în generația noastră, în secolul nostru, care sunt aceste lucruri care ne împiedică să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu? Așa cum și ucenicii aveau ideile lor și convingerile lor despre cine era Mesia și ce trebuia să facă, se așteptau pe niște... Ei aveau niște așteptări generale de la acea vreme. Era un context. Adică convingerile lor puternice îi împiedicau să înțeleagă acel mesaj, să înțeleagă acel text biblic. Vedem că se întâlnește cu cei 11, aveau timp, sau cel puțin Toma, avea timp o săptămână de zile în care să asculte, da? Tot ce se discuta despre faptul că Domnul Iisus Hristos a înviat și totuși el a ales, foarte interesant, că el a ales să nu creadă. Ce l-a împiedicat oare să nu creadă? Văzând, adică cu cât ei explicau și erau mai entuziasmați să vorbească despre această înviere a Domnului Iisus Hristos, că până la urmă era o bucurie pentru ei, el cu atât mai mult se ducea în întuneric. Foarte interesant. Tu, în loc să... Se interpunea această... Da, tu, în loc să te luminezi, da? Adică tu te dai tot mai în jos. Adică el scădea în gradul de credință tot mai mult. Adică procentajul la el scădea în loc să crească. Tot așa se întâmplă și în viața noastră. Adică venim să studiem Biblia și noi avem o anumită, poate sunt și așteptări, da. Așteptările nu da. Sunt împlinite pe moment. Da. Și de aceea probabil îți scade. Nu este aici ceea ce am crezut eu. Nu am primit ceea ce am dorit eu. Chiar asta vreau să zic, că și convingerile noastre ne pot împiedica și vedem că ucenicii l-au perceput pe Iisus greșit și au înțeles evenimentele privind viața, moartea și învierea. Cum înțelegem noi astăzi aceste evenimente sau evenimentele care s-au petrecut și
găsim scris ce urmează să se întâmple, vedem care este viitorul. Este important cum interpretăm, suntem noi deschiși, ce atitudine luăm față de acest cuvânt. Ca să înțelegem Biblia, trebuie ca să interpretăm anumite lucruri, pentru că ea nu ni se adresează direct pe nume și să pună punctul pe i într-o anumită problemă, ci noi trebuie să interpretăm anumite texte. Dar nu fiecare cititor al Bibliei poate citi limba, în limba originală, cum a fost scrisă Biblia, ca să înțeleagă corect mesajul pe care scriitorul Bibliei a dorit ca să-l exprimă. De aceea este nevoie de o traducere cât mai fidelă a cuvintelor ei. Arta traducerii cu exactitate și a interpretării unui text vechi se numește hermeneutică. Cât de importantă este aceasta în înțelegerea mesajului Scripturii? Și întrebarea mea este, fiecare cititor al Bibliei, fiecare om care și-a pus inima ca să studieze, stăpânește această artă a traducerii dintr-un text vechi, a hermeneutica? Poate asta are vreo influență asupra mea? Pot și eu să am? Sau numai persoanele, știu eu, studiate, care discutam în studiul trecut, mai ne implică și încrederea noastră în ele. Poate sunt doctori în teologie, au master în teologie. Da, cred că textul din 1 Corinteni 12:10, darurile date tuturor, unuia prorocia, unuia și printre altele se numără unuia limbile. Și aptitudinile și faptul că suntem diferiți, unuia talentele noastre, da? Trebuie să acceptăm faptul că suntem diferiți. Și dacă unii sunt foarte bine înzestrați la partea aceasta de lingvistică, da? Și poate sunt în mod natural, au fost cei care au fost pasionați în traducerea Bibliei și să fie cât mai corectă. Dacă nu ești un bun lingvist, da? Poate nu ești nici un bun iubitor de sintaxă și morfologie, sunt alții care au fost buni și au fost pasionați de așa ceva și și-au dat cu părerea și au deschis drumul pe această parte. Cred că este o gamă largă în care putem să ne încredem și să obținem o interpretare corectă. Chiar dacă nu-ți plac toate aceste aspecte, sunt oameni. Biblia este expusă, tradusă, cauți cea mai fidelă dacă consideri ca să obții informația cea mai bună, cea mai corectă. Adică din partea noastră nu trebuie ca să adoptăm arta aceasta hermeneutică, ci noi trebuie să avem încredere în oamenii care într-adevăr au fost dotați de Dumnezeu, cum spui tu, cu acest dar al tâlmăcirii, scrie acolo, al tâlmăcirii. Este foarte, foarte bine ca noi să avem toată încrederea că oamenii ce au tradus cât se poate de fidel. Da, deci știm că majoritatea populației de astăzi nu vorbește limbile veche, vechi, da. Și cum ai spus, este important să avem încredere în faptul că Biblia a trebuit să fie tradusă în aceste limbi moderne, astfel încât noi să le putem înțelege, dar fără călăuzirea Duhului Sfânt este imposibil. Și cum ai spus, sunt oameni care își iau timp, studiază și ei până la urmă poate să fie un ajutor pentru mine, nu? Da, sigur. Comentariul acestei Sfinte Scripturi poate să fie un ajutor pentru mine. Putem să fim un Toma necredinciosul și spun nu vreau să ascult decutare sau ceea ce mi se oferă sau de unde știu eu că ce țin în mână este veridic, trebuie și pot să mă încred. Chiar dacă nu ești iubitor de, cum spuneam, de lingvistică și sintaxă și morfologie, o iei pur și simplu din ceea ce citești și încerci să îi dai de capăt la un fel, mai devreme sau mai târziu se explică, cum spuneam, dacă nu găsești aici expresia aceasta, o găsești în altă parte și în totalitate, după ce termini un capitol sau 10 capitole sau chiar și o carte întreagă, când te depărtezi, există un per total care îți trimite o idee clară. Nu există. Nu te lasă în încurcătură. Da.
Noi ar trebui să fim chiar recunoscători pentru acești traducători ai Bibliei, care eu cred din toată inima că au tradus cât se poate de corect textul așa cum a fost în original dorit ca să fie transmis. Așa cum am reiterat și în studiul trecut, Biblia însuși ne îndeamnă să studiem Sfintele Scripturi și vom primi de la Duhul Sfânt așa cum s-a întâmplat și când Domnul Iisus în Luca 24:45 spune: atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Fără călăuzirea lui Dumnezeu, oricât de inteligent aș putea să fiu, și înțelegerea nu ține de inteligență, ci ține de voință, dar oricât de inteligent aș fi, fără călăuzirea lui Dumnezeu, fără ca Dumnezeu să-mi deschidă mie mintea, nu voi putea înțelege Scripturile. Atenție! Pot să fiu un om înțelept și cum ai spus și tu, Lavinia, să interpretez Scripturile, probabil ca să combat pe cineva. Da? Uite, tu ai spus că în Sfânta Scriptură scrie așa, dar uite ce spun eu din alt pasaj. Adică eu spun... Scopul cu care citesc Scriptura este și acesta foarte important. Și în felul meu. Da, așa este. Biblia a fost scris... Vrei să comentezi? Da, aș fi vrut să spun că la textul pe care l-ai amintit mai înainte, găsisem un fel de, nu știu, de interpretare. Eu am venit în lumea aceasta pentru ca cei ce văd, cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă și cei ce văd să ajungă orbi. Da? Și aici intervine factorul credință, așa era cumva interpretarea. Este important să recunoaștem că ajungem la credință și dacă există atracție din partea lui Dumnezeu. Pentru că vedem în textul acela, preoții au spus: ei, dar cum ai putea spune că și noi suntem orbi? Continuarea textului arată că marii preoți au fost oarecum indignați. Cum? Adică și noi am putea să fim sau noi nu avem suficientă lumină. Nu ține numai de noi, ci trebuie să fim conștienți că și dacă Dumnezeu te atrage prin credința pe care ți-o pui în El, abia la urmă trebuie să recunoaștem că trebuie să te apropii de Biblie și cu credință. Clar. Pentru ca Dumnezeu să te atragă și să poți înțelege cu claritate și chiar ce a vrut să spună. Numai Duhul Sfânt este acela care ne aduce lumina totală în ceea ce am studiat. Deși Biblia a fost scrisă cu mult timp în urmă și în culturi total diferite de culturile noastre, adevărurile pe care le conține sunt la fel de valabile și astăzi, exact așa cum au fost atunci când a fost scrisă de scriitorii Bibliei, de contemporanii lor. Este cultura un impediment în înțelegerea mesajului Scripturii? De ce da? De ce nu? Interesant, se naște acum întrebarea: tu ce carte folosești, apropo de cele două biblioteci, tu ce carte folosești pentru obținerea culturii intelectuale? Și bineînțeles că întrebarea este retorică, doar Biblia poate să mă ajute, nu? Ca să cresc în înțelepciune, da? Și să ajung intelectual. Să nu fim înțeles greșit de ascultătorii noștri, noi nu cred că nu te-ai referit la faptul că acum trebuie să citim numai Biblia și așa voi ajunge doctor în doctor chirurg. Deci este clar că noi trebuie să ne pregătim și să avem foarte multă informație și să ne urmăm drumul nostru, însă în ceea ce privește viața spirituală, viața de credință, a relației cu Dumnezeu, nicio altă carte nu se ridică la nivelul Bibliei. Cred că la asta te-ai referit, sau? Sigur că da. Da, sigur așa. Că da. Și solia divină trece dincolo de orice cultură, exact. Și se adresează tuturor oamenilor. Dar poate fi cultura totuși un impediment? Da, tocmai asta voiam să spun. Cred că este cultura, așa cum am văzut în textul pe care îl amintește din Fapte. În Faptele 17, Pavel, când s-a apropiat de atenieni și a încercat să vorbească pe limba lor și să citeze câțiva din mai mari scriitori ai vremii sau la fel poate istorici erau
considerați la vremea aceea, s-a raportat la nivelul cultural pe care îl aveau pentru ca să poată aduce mesajul lui și s-a legat de acel Dumnezeu necunoscut pentru ca să aducă, a făcut cumva o trecere, a vorbit pe limba lor. Dar cred că a fost și rămâne un impediment dacă persoana este atât de ancorată în cultura aceea și în mitologie. Ei erau, da, credeau în zeii lor și concepțiile pe care le aveau i-au împiedicat să accepte un Dumnezeu care nu trăiește în palate, un Dumnezeu care nu îi place să îi se slujească, dar el a venit să slujească. Ei nu puteau să facă diferența cine-i Dumnezeu ăsta, nu există așa ceva. Adică au făcut... Până la urmă, da, și în zilele noastre, dacă ne gândim foarte bine, nu știu dacă voi ați întâlnit, dar experiența mea de viață arată că oamenii spun, la noi în comunitate era așa. La noi în comunitate s-a spus așa. Deci... Și chiar și, deși toți suntem adventiști, dar cultura, cum a fost în comunitatea lor, așa era norma. Nu putem... Și așa era obiceiul. Și așa... Și ai vrut să aduci aspectul și mai aproape de noi. Da, clar, cred că ne împiedică și când intervine obiceiurile și tradițiile sau modul de a primi din bătrâni, cred că ne împiedică dacă nu ne despărțim Deci trebuie chiar, așa cum ai spus tu la început, noi chiar trebuie să ne despărțim de toate lucrurile acestea, să venim înaintea scripturii goi. În interiorul nostru de atâta bagaj pe care îl cărăm cu noi din diferite, departamente ale vieții. Noi trebuie să venim la Dumnezeu și să fim dispuși ca să primim ce ni se oferă, ce ne oferă Scriptura. Foarte interesant un lucru la care m-am gândit în timp ce studiam, că sunt unele lucruri care împiedică pe oameni să înțeleagă adevărul așa cum a fost transmis de Dumnezeu. Și timpul nu ne permite, trebuie cumva să comasăm ceea ce avem de spus. Mă refer în mod concret la persoane care găsesc în Biblie acoperire pentru păcatele lor. De exemplu, celor care le place ca să folosească, alcoolul, găsesc în Biblie că poți să mai bei, că uite, primii creștini au venit beți la templu. Sau cei care, le place alte lucruri, dacă vrei să cauți în Biblie, adică dacă orientarea ta este în Biblie să îngăsesc acoperire pentru un anumit păcat, cineva spunea, de ce să vorbim despre unele păcate și să le subliniem atât de tare? Pentru că Dumnezeu, în definitiv, a permis unele lucruri. Păi de ce David a avut mai multe neveste? Sau de ce, înțelegeți? Deci dacă vreau să caut o acoperire și să o caut în Biblie, este foarte posibil ca să găsesc un text, nu mai au și consecințele păcatului lui David. Alea nu ne interesează că sunt prea dureroase, că dacă ne-am gândit la alea, nu am alege păcatul lui David, da? Bun, poftim, cum gândești de... Dacă vrei să cauți ca să justifici, te uiți numai la faptul că este menționat în 3, 4 sau 5 locuri. Uite ce scrie David în Psalm, uite ce scrie în celelalte scrieri, nu vine acum, da? Mai multe surse. Îți cauți, 3-4 exact, surse. Să se acopere... Poate să fie de la 3 scriitori ai Bibliei, da? De la 3 cărți diferite. Și extrapolezi acolo și spui, uite, asta e. Dar nu se uită, cum spuneam, la ce? Nu se uită la consecințe. Și de ce au fost lăsate aceste personaje și aceste experiențe, și cu bune și cu rele. Adică erau efectiv căderi în păcat grozave, erau groaznice, da? erau crime. Ce s-a întâmplat? Consecințele păcatelor. Lumea nu se uită. Ele sunt lăsate pentru ca să arate ce se întâmplă. Ca să învățăm să ne ajungem la consecințe. Da? Nu trebuie să te întorci la Biblie și să spui, dar el lui a fost permis și mai târziu a fost iertat. Nu putem face lucrul acesta. Cu ce inimă ne apropiem? Ca să justificăm sau chiar să aflăm adevărul? Trebuie să fim conștienți că păcatul pleacă, e depărtarea de Dumnezeu și o facem prin egoism, prin mândrie, poate vrem să ne autoapărăm cumva condiția noastră și când stăm pe pilonii aceștia, ajungem până în final la neascultare.
Exact. Și de la ce pleacă? De la faptul că vrei să justifici și dacă nu reușești, ajungi la mândrie, apoi la egoism și așa mai departe. Adică din păcat în păcat, din păcate aceștia, păcatele acestea care nu sunt vizibile, sunt acolo, pe care le știu doar eu și Dumnezeu. Da. Și ajungi să nu asculți mai exact. Târziu. Urmările pângăririi în gândirea noastră sunt mândria, autoamăgirea, îndoiala, distanțarea și neascultarea. Asta ce facem? Asta este realitatea și, într-adevăr, trebuie să recunoaștem că ele ne împiedică să primim mesajul. Adică un om care este mândru și care este plin de sine și vine să citească scopul cu care te apropii de Biblie. Mândria trebuie lăsată deoparte. Asta este păcatul cu rădăcini foarte da. Adânci și ce este trist că oamenii aceștia nu se văd că sunt mândri. Nu își dau seama. Spuneam când plecam la justificare și să ajungem la celelalte, cred că un pic mai în adânc și mai profund este ce căutăm când vrem să justificăm ceva. Plăcerea. Oamenii, ca să justifice ceea ce le susține ego-ul și ce le susține, nu știu, că e o plăcere personală, nu știu, poate e vorba de vin și îl găsim acolo scris și la David și la foarte mulți scriitori. Da, da, este o plăcere și omul vrea să-și o justifice. Sau poate să fie doar plăcerea ochilor. Sau da, cine sau știe? Deci eu m-am gândit la vin, fiindcă e ceva... Da, da și da, poate vom găsi în Biblie un exemplu unde chiar se încurajează să bei gura de vin, că poate te vindeci. Da, exact, pentru destele tale îmbolnăviri. Chiar da, este, nu da. Mă țin minte acum da, unde. Da, în Timotei. Chiar pentru... este scris unde, uite, ia și tu că o să te vindeci. Și atunci da. Ce o să zic omul? Tocmai, e sănătos. Deci asta spun. E sănătos și mai ales dacă îmi spune și doctorul, ia câte un păhărel. Și am găsit și scris în Biblie, atunci eu cum pot... Am justificare. Exact. Dar după aceea, citești-o per total și vezi unde se ajunge dacă îți justifici la nesfârșit sau... Nu problema știu. Este că păcatul nu poate să fie, nu are justificare. Da. Păcatul nu are justificare. Dar dacă noi pornim în studierea Bibliei cu gândul ca să-mi justific păcatul, asta înseamnă că eu vreau să trăiesc mai departe în păcat. Corect. Și voi pieri cu siguranță odată cu păcatul. Așa cum știm foarte bine că Dumnezeu nu poate să îngăduie nici măcar un singur păcat să intre în cer. Cineva, deci m-aș întoarce un pic, că se întâmplă de multe ori că atunci când ne propunem ca să studiem Biblia, să nu fim receptivi, să nu putem să fim receptivi la șoaptele Duhului Sfânt. Și îmi povestea cineva, zice... Chiar mi-am propus din toată inima să mă rog Domnului ca să mă ierte pentru păcat și să mă conștientizez. Vreau să fiu, într-adevăr, un om schimbat. Și pentru că auzise și știa din Biblie că Domnul Iisus a petrecut nopți în rugăciune și auzise o predică care l-a impresionat foarte mult, că cineva a stat noaptea întreagă și s-a rugat și a rugat pe Domnul să-i aducă aminte de toate păcatele și așa mai departe, a zis, vreau să fac și eu experiența aceasta. Și s-a așezat la marginea patului și a început să se roage cu toată stăruința și dorind din toată inima să stea mai mult timp să petreacă în rugăciune. Și zice, m-am trezit după 2 sau 3 ore, cu gâtul strâmb, cu dureri de gât, dormisem de-a binelea. A fusese experiența ucenicilor de la schimbarea la față, cea negativă, când ei adormeau de fiecare dată. Cum putem ca să ne eliberăm de influența aceasta a firii pământești, sau firii noastre păcătoase și să devenim mai receptivi la șoapta Duhului Sfânt. Poftim! Mi-a plăcut foarte mult textul din a doua Petru 3 cu 15 la 16. Eu nu-l citesc, dar am studiat și cred că îl citim, dar mie mi-au rămas două idei. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire și mai la sfârșitul textelor am subliniat cei nestatornici. Și am rămas cu ceva. Chiar mi-a plăcut foarte mult textul. Ce ne trebuie? Cred că răbdare și o sârguință și perseverență. Că dacă, dacă te lași și nu primești răspunsul când dorești tu sau în modul în care vrei tu, când ai nevoie,
dacă ești nestatornic în felul acesta și te-ai lăsat, nu mă mai întorc niciodată să mai aflu și nu mai am încredere, probabil oamenii își pierd probabil încrederea în cuvânt în felul acesta, dar dacă ai răbdare și ești statornic mai devreme sau mai târziu, găsești răspuns la ceea ce te îndeamnă inima și cred că așa obții ce a vrut Duhul Sfânt să spună atunci când a fost scris și ce este potrivit pentru tine. Așa e că dacă citești superficial, repede, repede să-mi fac studiul la rând, cum spuneam la început că Biblia, a studia Biblia nu este același lucru cu a citi Biblia la rând. Mi-am propus anul acesta să recitesc Biblia la rând și am început ca să citesc în fiecare zi. Nu este același. Pot să citesc într-un an Biblia poate doar un sfert din ea și să înțeleg, să mă ocup foarte mult de anumite aspecte, anumite texte care mi-au vorbit și să mi se pare total noi față de alte... Le-am citit și altă dată, dar dintr-o altă perspectivă le văd acum, la vârsta asta. Exact. Deci îmi amintesc din copilărie unele aspecte, însă acum au parcă o altă interpretare. Perseverența este un lucru extraordinar. Trebuie să fim perseverenți în a studia Scriptura, chiar ne trebuie și să ne întoarcem din nou ce am spus și la celălalt studiu, credința. Trebuie să ai încredere și să, într-adevăr, să te prinzi de Dumnezeu cu toată puterea. Ai vrut să spui ceva? Deci este important să luăm Biblia nu ca și pe o lectură. Exact. Este important să înțeleg că Biblia are putere să mă influențeze, nu? Apropo de influențele noastre păcătoase și cum putem deveni receptivi la Duhul Sfânt. Domnul spune, cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul robului său? Cine umblă în întuneric și are lumină să se încreadă în numele Domnului și să se bizuie pe Dumnezeul lui. Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Și o să menționez ce ai spus și tu. Ca cei ce nu văd să vadă, adică tu ai dorința de a vedea. Și cei ce văd să ajungă orbi. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Adică pe lângă răbdare este important și ascultarea. Pe lângă ascultare este importantă și perseverența. Pe urmă vine credința. Da? Dacă este nevoie să mă rog 20 de ani pentru cineva din familie care să-l aduc la biserică, nu la biserică, la Hristos. La Hristos. Nu-i problemă. Mi-aduc aminte de o experiență din Brazilia în 2007 când am fost, unde pastorul la un moment dat la microfon vrea să audă experiențele celor din biserică și la un moment dat a zis dacă cineva vrea să spună o experiență, un răspuns la rugăciune. Și la un moment dat se ridică o mamă unde spune 20 de ani de zile m-am rugat pentru fica mea ca să vină la Hristos. Și uitați-o aici în biserică, a spus. Ce frumos! După 20 de ani. Adică pe lângă răbdare avem nevoie și de celelalte elemente care le-am menționat. Această influență poate fi înlocuită de o atitudine care doar cel care este, cel care spune eu sunt cel ce sunt, care a trăit aici pe pământ și a fost un exemplu pentru noi, poate să ne o dea. Atunci când luăm o atitudine de smerenie, vom primi îndemnurile primite din partea Duhului Sfânt cu privire la tot ceea ce avem de făcut. Pentru ce? Nu pentru slava mea, ci pentru slava lui Dumnezeu. Că, cum ai spus și tu, poți să fii un bun vorbitor, un bun orator, dar ce stă în spatele cortinei? Cine va fi ridicat în slăvi? Și mi-aduc aminte de o altă experiență, apropo de slavă, unde un pastor englez, tot în Brazilia, a zis, eu nu vreau să fiu ridicat în slăvi. Da? Nu vă apucați să bateți din palme, să aplaudați, că mă vedeți pe mine aici, pentru faptul că eu sunt un bun orator, pentru faptul că aveți ceva de învățat de la mine. Nu! Vreau ca Dumnezeu să fie slăvit. Și zicea, eu nu vreau să mor. Cui aduceți voi slavă? Mie sau lui Dumnezeu? Opriți-vă de a aplauda când sunt sus la amvon și aduceți slavă lui Dumnezeu. Ca ultima întrebare și cu răspunsuri foarte scurte, aș vrea ca să subliniem un aspect. Biblia poate să fie citită în public,
de la amvon sau de la altar și poate să fie citită în mod personal. Ca adventist de ziua șaptea, care din aceste două modalități vi se pare a fi, vi se pare a fi cea mai bună? Sau poate că amândouă, sau poate că chiar sunt indispensabile, inseparabile, cum vedeți? Cu siguranță că amândouă sunt indispensabile și valabile și este important că astăzi avem acces la Biblie mai mult ca oricând. Da? Putem citi, cum ai spus, în biserică, acasă, doar că este important să citim cu atitudine de smerenie. Să-L las pe Hristos să-mi deschidă mintea. Da? Să primesc cuvântul atât în biserică cât și acasă. Cu siguranță că putem lua exemplu pe Domnul Iisus Hristos care, diste dimineață, ce făcea? Mergea pe munte, se ruga, citea din Scripturi. De ce? Era singura sursă de hrănire spirituală. Da? La biserică la fel. Da? Putem să primim cuvântul și pe urmă să ajungem acasă și să-L cercetăm, să vedem. Tocmai asta mă gândeam la credincioșii din Berea. Da. Ei cred că răspund la această întrebare foarte bine. Ascultau cuvântul care era prezentat în public, dar se duceau acasă și îl studiau în mod personal. Să vedem ce vorbește mie personal. Da. Și dacă este adevărat, până la urmă nu ne putem lăsa pe ce se spune la altar. Da, poftim. Îmi creez acasă individual părerea mea personală, citesc, dar nu pot să am încredere în totalitate. Merg, ascult, fac cunoștință cu frații mei și părerile lor sau cu alte opinii, dar mă întorc acasă și cercetez, recercetez și ajung la o bază pentru mine însumi individual. Aș putea să spun acum la încheiere că lucrul acesta ar trebui să facem continuare, să continuăm studiul acesta încă o dată acasă și celelalte studii vorbind despre Scriptură în mod foarte serios și foarte solemn. Eu nu cred că întâmplător Dumnezeu ne-a dat aceste studii, Apocalipsa, am avut studii din Daniel, avem acum Sfânta Scriptură și suntem într-o vreme de criză, chiar dacă este provocată de acest coronavirus, Dumnezeu ne-a dat un timp special pe care mi-aș dori ca să-l folosim în mod special pentru studiu și o legătură mai strânsă cu Dumnezeu. Să ne întoarcem la Biblie, sola Scriptura. Sola Scriptura. Vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare și că v-ați luat timp să fim astăzi împreună și vă doresc o săptămână frumoasă. De asemenea, dragi telespectatori, mă bucur că ne-ați urmărit și că ați luat, poate, răspunsuri la întrebările care le-ați ridicat. Interpretarea Bibliei este ceva care ne privește, trebuie să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu și, cum spuneam, în timpul acesta special pe care Dumnezeu ne l-a dat, eu îl primesc ca ceva care Dumnezeu a permis ca să avem mai mult timp pentru studiu și rugăciune, vreau să-l folosesc și vă îndemn ca să-l folosiți în a vă apropia mai mult de Dumnezeu. Vă doresc o săptămână binecuvântată. La revedere!